Icoana Maicii Domnului Prodromița de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a fost dusă în această săptămână spre închinare în municipiul Câmpina din județul Prahova. Foarte mulți credincioși au trecut și astăzi pragul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru a-și aduce rugăciunile înaintea icoanei făcătoare de minuni. Icoana Maicii Domnului Prodromița a fost adusă la Câmpina de o delegație condusă de părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru. În toate aceste zile s-a săvârșit aici Sfânta Liturghie și acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița. Bucură-te, starețul Nifon, sfântă dorire, bucură-te, anădejdii sale, neclintită răsplătire, bucură-te, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ogrăditoarea creștinilor. Ne bucurăm că încă din prima zi de când am venit cu icoana Prodromița, credincioșii din Câmpina, din protopopiatul Câmpina, din comunele împrejurim, din parohiile din împrejurim, din Ploiești, din Bușteni, din Sinaia, au venit să se închine la Sfânta Icoană. De când am sosit cu Sfânta Icoană, permanent au fost credincioși, s-au perindat de dimineață până seara târziu, până a închis părintele paroh biserica și în fiecare zi, la fiecare slujbă, la Sfânta Liturghie, seara la vecernie, a fost biserica plină. Și după seara, după terminarea slujbei, au rămas credincioși până târziu să se închine la Sfânta Icoană, ceea ce arată evlavia poporului român pe care o are față de Maica Domnului. A fost un suflu duhovnicesc prezența icoanei în protopopiatul Câmpina, ne bucurăm de prezența credincioșilor în număr mare, de evlavia lor, de rugăciunile lor și Maica Domnului să-i ocrotească, să-i bucure, să le îndeplinească cererile și să-i ajute în toate cele de trebuință spre mântuire. Foarte mulți credincioși din Câmpina și din împrejurimi au venit în aceste zile pentru a se ruga Maicii Domnului și pentru a participa la programul liturgic. Este un eveniment de mare bucurie și anume venirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromița de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. În primul rând, creștinii noștri, câmpinenii noștri, au o mare evlavie la această sfântă icoană și de aceea este o mare bucurie pentru ei și s-au adunat în număr mare. Ieri, astăzi, la sfintele slujbe săvârșite, o simt pe Maica Domnului aici, o simt pe Maica Domnului aproape și vin să se încarce de la harul acestei sfinte icoane. De asemenea, o mare bucurie pentru noi este sosirea părintelui Ciprian, cel care este considerat unul dintre cei mai mari duhovnici. Este căutat de oameni din toată țara și am rămas uimit cum și astăzi au venit credincioși din mai multe localități ale județului Prahova pentru a asista la Sfânta Liturghie și pentru a lua sfat duhovnicesc de la părintele Ciprian. Am fost astăzi că sunt bolnavă și foarte bine m-am simțit. Eu știu povestea icoanei, am văzut-o și la Muntele Atos de două ori, am fost în ultimii doi ani și sunt o mare bucurie că a reușit să ajungă în mijlocul nostru. Este foarte bine pentru că orașul nostru a mai fost și mai greu încercat și eu cred că o icoană făcătoare de minuni nu poate să aducă decât bine. Icoana Maicii Domnului Prodromița va rămâne la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfânta Cuvioasă Parascheva până mâine seară.